Peste un milion de turiști nerezidenți au vizitat România în primul semestru al acestui an. Anunțul a fost făcut de Institutul Național de Statistică. Conform celor mai recente date furnizate de INSE, numărul de turiști nerezidenți cazați în structurile colective de cazare turistică a fost în primul semestru al anului de 1.205.000, iar cheltuielile acestora au însumat peste 3 miliarde de lei. Astfel, în primele șase luni ale acestui an, turiștii nerezidenți sosiți în țara noastră au cheltuit în medie 2.609 lei de persoană. Afacerile au reprezentat principalul motiv al sejurului petrecut de către 56% dintre turiștii nerezidenți sosiți în România. Alți 44% dintre aceștia au călătorit în scop particular, în principal pentru vacanțe și pentru a-și vizita rudele și prietenii. Din totalul cheltuielilor pentru afaceri, ponderea cea mai mare, respectiv aproape 50%, o reprezintă cheltuielile pentru cazare, fiind preferată în special cazarea cu mic dejun inclus. Principala cale de a-și organiza sejurul în România, în proporție de 48%, a fost prin agenții de turism, iar 34% și-a organizat singur sejurul.